Așadar, ești trist. Te afli într-un loc rău din care vrei să ieși, doar că nu știi cum. Nu știi cum ai ajuns acolo și poate nu mai ai speranță. E bine, nu e o situație foarte rară, e destul de comună printre oameni. Cu toții am simțit la un moment dat sau am trecut printr-o perioadă grea din viața noastră. Și este descurajant să vezi că poate nu ai ajutor din partea altora și trebuie să te ajuți singur. Cum ai ajuns în locul ăsta rău? Cum, cum ai ajuns să te simți prost? E bine, poți să spui această întrebare la nesfârșit fără să găsești un răspuns. E posibil să fi fost din cauza unor factori care nu îți aparțin unor factori externi, e posibil să fi avut o vină majoră chiar tu. Sunt patru pași pentru a trece mai departe de o perioadă grea. Și anume, primul este să accepti situația în care te afli. Realitatea s-ar putea să fie extraordinar de groaznică, dar dacă nu o accepti, te va bântui până la finalul vieții. Trebuie să accepti că ceva nu merge bine. Acceptă și nu, nu te lăsa orbit de faptul că totul e bine, deși tu știi în interiorul tău că nu e așa. E foarte greu să faci asta. De ce? Pentru că s-ar putea, cum am zis înainte, să fie vina ta. S-ar putea să nu fi făcut ce ținea de tine ca să faci lucrurile bune. Poate că treci printr-o despărțire, poate că nu ai luat o notă bună la examen, poate că l-ai picat. Sau mai grav, poate că ai pierdut pe cineva dragție. Ce e de făcut în situația asta? Să accepti că unele lucruri pur și simplu nu ai controlul asupra lor. Să accepti înseamnă să ai umilința necesară că nu le știi pe toate, că nu ești tot ce ai putea fi, că nu ești perfect. Viața, cum am zis, nu este, nu este un paradis în care totul merge așa cum vrei tu. O să se întâmple lucruri pe care nu le aștepți. O să se întâmple lucruri groaznice de care vrei să nu, nici măcar să nu auzi. Dar, dar în pofida acestor lucruri, cred că ești suficient de tare încât să conștientizezi că poți să treci de, acest, de, de aceste impedimente pentru o viață bună. Și multă lume crede că fericirea este adevăratul. Scop al vieții noastre, toți vrem să fim fericiți, toți vrem să o ducem bine, să avem case mari, să avem mașini, dar cred că nu fericirea este adevăratul scop al vieții, cred că împlinirea este și împlinirea e diferită pentru mine de fericire, împlinirea este atunci când Faci ce e corect, când spui adevărul, când încerci să fii un om mai bun. Și asta ne duce la al doilea pas pe care trebuie să-l faci după ce, după ce accepti că ești într-o suferință și că nu ești într-un loc bun, este să îți pui întrebări. Să-ți pui întrebarea cum pot ieși din acest impas, cum pot deveni mai bun, cum pot cum poți să îmbunătățezi comportamentul? Trebuie să-ți canalizezi atenția pe lucrurile pe care le poți controla. Pe, poți să, să pui un mic deget pe ceva pe care poți să-l schimbi tu. Să nu depinzi de ceilalți. Fă o mică schimbare în viața ta. Du-te la sală dacă nu ești mulțumit de corpul tău. Fă lucruri frumoase pentru cei din jurul tău și așa o să prinzi încredere în tine și o să te simți mult mai bine în legătură cu cu suferința ta. Important este să nu renunți niciodată din a spune întrebarea cum să fiu mai bun mâine decât am fost azi. Pentru că mereu, poți fi, mereu poți, te poți îmbunătăți, mereu poți să progresezi într-un anumit domeniu în care știi că nu ești suficient de bun. Apoi, după ce îți pui aceste întrebări, Trebuie să răspunzi la ele într-un final și s-ar putea să nu deții cel mai bun răspuns. Trebuie să ai un plan, trebuie să-ți asumi un plan. Dacă nu ai un plan de atac, dacă nu ai un plan despre cum să devii mai bun și cum să ieși din acest impas și cum să nu mai fi trist, e bine, va fi un haos în viața ta. De aceea ai nevoie de un plan, chiar dacă nu este bun. Îl poți schimba pe parcurs. Poate că în acest moment suferința ta e atât de mare încât îți vine să, să nu-ți nu mai vine să trăiești. S-ar putea să crezi că tu ești neînsemnat, că, nu ai... că viața ta nu are nicio valoare. Dar eu cred că nu este așa pentru că, vezi tu, Viața e mult mai complexă decât îți poți imagina. Toate, toți oamenii sunt interconectați între ei. O societate sănătoasă este construită pe capacitatea fiecărui individ de a-și asuma responsabilitatea și de a fi conștient că joacă un rol într-o într imagine mult mai mare. Adică, dacă tu îți asumi responsabilitatea și faci, dai tot ce poți pentru a fi un om mai bun, pentru a ajuta oamenii din jurul tău, pentru a duce o viață corectă și bună și. Adevărată, e bine, atunci vei avea un impact mult mai mare, nu numai asupra ta, dar și asupra celorlalți. Și poate un răspuns la cum să treci peste suferința ta este să-ți găsești un sens, să-ți găsești ceva pentru care merită să trăiești. Uite un gând profund. La un moment dat, tu vei muri. Nu vei mai fi. Și. Contează foarte mult ce lași în urmă, pentru că poți să trăiești viața din plăceri impulsive, poți să trăiești viața căutând numai distracție, căutând plăcerea impulsivă, poți să bei în fiecare seară și să uiți de toate necazurile. Ei bine, e adevărat, poți să te simți bine în acel moment, dar toate aceste lucruri, toate momentele în care tu te-ai simțit bine nu vor mai conta după ce vei fi plecat din lumea asta. Ce contează cu adevărat este impactul pe care îl lași în oamenii cu care ai interacționat pe parcursul vieții tale. De aceea trebuie să îți duci o viață de care să fii mândru și o viață pe care ceilalți să o admire. Deci, în asta îți poți găsi motivația, să fii conștient că la un moment dat nu vei mai fi pe pământul ăsta, nu vei mai fi în carne și oase. Trebuie să lași în urma ta lumea mai bună decât ai găsit-o atunci când te-ai născut. Și pentru asta. Este, este, este extraordinar de greu de făcut. Trebuie să duci o viață plină de sens și o viață care să aibă un impact pozitiv asupra altor vieți. Ei bine, în final ajungem la al patrulea lucru pe care poți să-l faci atunci când te afli într-o situație proastă este să execuți planul pe care l-ai făurit prin răspunsurile găsite. Și execuția acestui plan poate fi destul de anevoiasă, adică ți se pot întâmpla lucruri catastrofale care nici măcar nu te-ai te așteptat. Ei bine, ce faci în acel moment? În acel moment conștientizezi că astfel de lucruri ți se vor întâmpla de a lungul vieții tale, nu vei scăpa niciodată de ele, nu vei, viața ta nu va deveni niciodată mai ușoară. Mulți oameni cred că dacă au mulți bani, dacă au o relație fericită, dacă nu știu, dacă sunt au succes la locul de muncă, toate problemele lor vor dispărea. Nu e adevărat, pentru că cu cât viața ta devine mai complexă, cu cât, ai, cu cât ai mai mulți bani, să zicem, cu atât avea mai multă responsabilitate. Și responsabilitatea nu este un lucru ușor de, gestionat. Ai nevoie de mult curaj, ai nevoie de mult curaj și multă tărie de caracter să, să faci față greutăților vieții. Dar cred că ești suficient de puternic să treci prin aceste lucruri. Cred că ai forța necesară de a îți de suferința. Pentru asta ai nevoie de, așa cum am zis, de un lucru pentru care să lupți, de un scop. Pentru asta, uite, de exemplu, dacă ai avea un copil, nu ar fi foarte greu să găsești un, un scop pentru care să lupți, lupți pentru copilul tău. Ăsta e un mesaj foarte puternic și bine de știut atunci când te afli în suferință, când lucrurile nu nu merg în favoarea ta. Și ne vom găsi cu toții la un moment dat, poate chiar dacă nu ești acum, te vei găsi în viitor în această situație. Ai nevoie de multe lucruri pentru a trece mai departe, dar cel mai important și cel mai important este să nu renunți niciodată din a încerca. Nu renunța niciodată din a încerca să devii mai bun. Puneți mereu întrebarea, băi, da, Mă aflu într-o situație proastă, dar cum pot să fac să scap din ea? Cum pot să fac să-mi fie mai bine? Graficul vieții nu este o linie dreaptă care merge de jos în sus. Este ceva de genul ăsta, ca în valuri. E bine când te afli pe fundul mării, tot ce poți să faci și cea mai bună șansă pe care o ai este să înnoți către suprafață.